Mai mulți oameni vor primi o nouă șansă la viață după ce rudele unei femei de 65 de ani aflată în moarte cerebrală au acceptat prelevarea organelor ei. Avem detalii imediat în jurnal. Cultivau plante de cannabis în ghivece pe balcon și le vindeau apoi în discotecile de la sate. Vorbim despre o grupare din județul Timiș, specializată în traficul de droguri în mediul rural. Ofițerii antidrog au pus însă pe butuci afacerea celor pe care îi suspectează că ar fi vândut stupefiante chiar și copiilor de 12 și 13 ani. Ia! Așa a fost trezit în această dimineață unul dintre suspecții din dosarul cannabis la discoteca sătească. Ofițerii antidrog și polițiștii au pătruns în mai multe locuințe din comunele timișene, Varia și Periam. Oamenii legii cred că proprietarii lor aduceau semințe din Olanda, cultivau cannabisul în grădini sau pe balcoane, iar când planta ajungea la maturitate, uscau frânzele și le vindeau apoi în discoteci. Polițiștii antidrog au găsit în balconul suspecților peste 30 de ghivece în care erau plante de cannabis. Acestea erau în diferite stadii de creștere. Oamenii legii spun că proprietarii drogurilor au scos ghivecele pe balcon pentru ca plantele să crească mai repede la soare. Doamne, ce-i cu plantele de pe balconul noastră, cannabisul? Ce domne de aici a pus cannabisul? Sale noastră? Nu, ăsta vecinilor, au picat de sus. Ce făceați cu ele? În curtea unui alt suspect, oamenii legii au găsit resturi de plante. În locul ăsta aici. Aici? Da. Câte plante? Una. Una singură? Da. Și n-ai smuls-o din pământ? Cum? Ai tăiat-o? N-ai smuls-o? Am luat cu totul, am luat gunoi și am luat gunoiul cu totul. Ai luat gunoiul cu totul? Cu totul, da. Mai grav este faptul că printre clienții traficanților erau și minori. De cât timp vinzi? Ce să vând, mă, omul? Drogurile. Alea de pe balcon. În total, polițiștii antidrog au confiscat peste 50 de plante de cannabis. Oamenii legii cred că gruparea acționa de mai bine de 2 ani. Zeci de suspecți vor trebui să dea acum explicații în fața anchetatorilor.